Sorin Ionescu a înaintat Guvernului României cererea de revocare din funcția de subprefect al județului Timiș. Acesta va deschide lista de consilieri locali a PSD Timișoara. Nu poți fi și candidat și organizator al alegerilor, spune Ionescu, care a explicat că a trebuit să facă o alegere. Sigur că în viață trebuie să faci și alegeri. Am primit cu bucurie propunerea de a deschide lista de candidați în cadrul alianței din partea Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local al Municipiului Timișoara și așa cum am spus-o și așa cum este și legal, nu este normal să fii și organizatorul alegerilor și să fii și candidat. Nu este nici normal și nici legal. Opțiunea mea este de a candida pe lista de consilieri locali din partea alianței PNL-PSD. Sorin Ionescu a vorbit și despre activitatea sa de subprefect, în care mâine se împlinesc 27 de luni, care l-a maturizat administrativ, așa cum s-a exprimat. A fost o perioadă extrem de încărcată, cu foarte multe aspecte, de la gestionarea unor lucruri referitoare la programul Timișoara Capitală Culturală și până la gestionarea unor situații de criză. Este o experiență extrem de importantă, este o experiență care, din punctul meu de vedere, m-a maturizat foarte mult administrativ. Am înțeles lucrurile și din perspectiva instituției guvernamentale, nu doar din perspectiva autorității locale și este o perioadă pentru care vreau să mulțumesc fiecărui om cu care am lucrat, fie că sunt angajați în instituției prefectului, de care, așa cum am spus, sper ca în viitor să se găsească soluții pentru mărirea salariilor acestor oameni care muncesc extrem de mult, până la reprezentanții autorităților locale, cele 99 de UAT-uri plus Consiliul Județean, servicii publice deconcentrate sau alte structuri ale statului. Sorin Ionescu a ocupat funcția de subprefect al județului Timiș din ianuarie 2022, pe atunci fiind director al Colegiului Național Bănățean. Ionescu a fost propunerea PSD pentru a lua locul lui Andrei Molnar de la UDMR.